Bună seara, doamnelor și domnilor. Iată că ne revedem la o nouă emisiune. Înainte de a vi-l prezenta pe invitatul meu, am să încerc scuze față de dumnealui, vreau să vă spun un lucru. Se spune că oamenii sunt cele mai inteligente ființe care trăiesc pe pământ. Inteligența fiecăruia este diferită funcție de numărul de circumvoluțiuni pe care fiecare individ în parte l-au pe creier. De aia se și vorbește uneori de mintea creața câte unui om. Datorită acestei inteligențe, oamenii pot visa. Visele se pot împărți în două mari categorii, vise frumoase și coșmaruri. Eu personal, și cred că asemenea mie sunt foarte mulți oameni, de o mult prea lungă perioadă de timp, cred că trăiesc un coșmar. Coșmarul acesta este generat datorită unei stări de fapt generale prin care trec oamenii acestei țări. Mi-ar place să mă trezesc de dimineață, să îmi dau cu apă rece pe față, să-mi iau servieta și să plec la serviciu. Să văd acel furnicar de oameni care se înghesuiau în autobuzele mult prea pline ca să plece la serviciu, oameni care se călcau pe bombeuri, dar se duceau la serviciu. Îmi place să văd oameni cu fața obosită, dar mândri, drepți, care se întorceau după tura de noapte de la serviciu. Mi-ar place să văd în gara din Giurgiu Oraș furnicarul acela de oameni care veneau de la țară, se duceau la serviciu. Mi-ar place să văd oameni în vârstă, bunicii, care aveau în sacoșă laptele și pâinea caldă care o duceau nepoților să mănânce înainte de a se duce la școală. La o școală unde copiii cu adevărat aveau ce învăța. Acum copiii, îmi pare rău că spun lucrul ăsta, se duc la școală mai mult să socializeze, să-și arete mașinile, mușchii, tatuajele, fetele, fustițele scurte, care câteodată sunt direct proporționale cu inteligența. Așa aș vrea să mă trezesc și să scap de coșmarul meu, coșmarul multora dintre noi, și nu știu dacă exagerez dacă spun că peste 60% din populația orașului trăiesc același coșmar ca și mine. Am invitat în această seară un tânăr politician pe care îl voi considera în seara asta medic. De ce medic? Pentru că am observat că majoritatea politicienilor vorbesc de incizii, de amputări, de boli din astea incurabile. Și am zis că invitatul meu din această seară să mă trezească pe mine, pe dumneavoastră, din coșmarul în care trăim. Invitatul meu din această seară este domnul Toma Petcu, președintele, copreședintele ALDE, un tânăr care cred că poate să-mi dea câteva răspunsuri care să mă trezească din coșmar. Dacă nu, sunteți de acord cu ce am spus eu, vă rog să mă combateți, domnule Toma Petcu. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara, telespectatorilor dumneavoastră. Sunt de acord cu aproape cu tot ce a spus dumneavoastră, doar că lucru care mi l-aș dori cel mai mult, spre deosebire de noastră, este aceea ca să văd oamenii fericiți, în primul rând, în orașul nostru, pentru că trebuie să recunoaștem de prin anii 90 sau sfârșitul anilor 90, oamenii în Giurgiu nu mai reușesc să fie fericiți. Motivele sunt multiple, dar ele, în general, au depins de oamenii politici de la acea vreme și de cei de astăzi. Au depins de faptul că n-am reușit Giurgiu, dar în general, să știți, sudul țării, pentru că pot să vă spun că și prin activitatea care o am acum, dar și în anii anteriori, am o imagine foarte clară asupra ce se întâmplă la nivelul întregii țări. Și pot să vă spun că sudul țării și zona de Moldova, cu excepția Dobrogei, și aici mă refer Tulcea și Constanța, care sunt două județe foarte puternic dezvoltate, inclusiv Tulcea. Am fost în ultima perioadă de foarte multe ori acolo și pot să spun că au activitate economică puternică, turismul este foarte puternic dezvoltat.
și un oraș care a reușit să se mențină la nivelul 100.000 de locuitori, ceea ce reprezintă, să zicem, un reper. Deci, repet, sudul țării și Moldova, zone subdezvoltate, sărace, sărăcite în general de politica celor care au condus, dar și de politica celor de la nivel național. Nu putem să dăm vina doar pe politicienii locali. Pentru că de fiecare dată, guvernele de până acum au ales, din păcate, cu prioritate să dezvolte zona de nord și de Transilvania, fără să supăr pe nimeni, de acolo am mulți prieteni în zona respectivă, dar Transilvania, Banatul, Crișana au fost zone foarte puternic dezvoltate, mult în detrimentul sudului țării. Putem spune favorizate? Putem spune și favorizate, pentru că decizia politică este clară, este una în urma unui negocieri politic, a unui aranjament, a unui favor până la urmă politic. Probabil că oamenii politici din zonele respective au reușit să negocieze mai bine și mai puternic la nivel național și să atragă foarte multe fonduri și resurse, în general să-și construiască infrastructură, că vorbim despre infrastructură și la ora actuală se construiește foarte multă infrastructură în zona de Ardeal, să motiveze astfel societățile comerciale puternice din vestul Europei și nu numai, să vină să dezvolte foarte puternic în zona respectivă și să investească. De infrastructura asta se tot vorbește și dumneavoastră știți, poate chiar mai bine decât mine, de 25 de ani. În afară de sumele colosale care s-au aruncat, eu nu am văzut o extraordinar de mare realizare în ceea ce privește infrastructura și nici nu cred că ține în mod excepțional starea în care trăim datorită faptului că nu avem infrastructură. Îndrăznesc să vă spun următorul lucru. Giurgiu, sunteți giurgiuvean și părinții dumneavoastră sunt tot giurgiuveni. Și bunici. Haideți să ne aducem aminte de câteva obiective industriale pe care le avea Giurgiu. Vorbim de produși clorurați, platforma 1. Vorbim de produși clorurați, platforma 2. Vorbim de un șantier naval care a trebuit să fie distrus ca să poată să funcționeze. Vorbim de un ICMUG care nu mai există. Vorbim de o fabrică de case. Vorbim de Dunărean. Și Navrom. Cred că Navromul, da, putem vorbi de CET, Giurgiu. Știți noi asta ce s-a întâmplat datorită faptului că noi, nu altcineva, am distrus aceste obiective industriale? Am frânt aripile unor oameni, lor și copiilor lor. Dacă totdeauna mergem pe a distruge și nu punem nimic în loc, considerați noi asta, domnul Toma, că în ritmul ăsta, oamenii, cât pot suporta? Care este gradul de suportabilitate a oamenilor? Îndrăznesc să spun și mi-asum riscul a ceea ce spun acum, Ceaușescu, vă rog să mă credeți, a fost omorât pentru mult mai puțin. Să știți că nu încerc să incit să pun oamenii să iasă în stradă. Dar cât credeți că vor mai suporta? Care e limita suportabilității oamenilor? Din păcate, trebuie să recunoaștem că tot ce s-a întâmplat după anii 90 n-a fost nici de cum în folosul oamenilor, ci în detrimentul lor. Dar aș vrea să vă contrazic, să vă spun că infrastructura contează foarte mult în dezvoltarea unui județ. Posibil. Eu vă spun foarte clar acest lucru, pentru că am văzut ce acolo unde există infrastructură în nordul țării și există infrastructură foarte bună și autostrăzi, drumuri naționale foarte bune, căi ferate, drumuri de acces până la cea mai mică localitate, apă, gaze, apă curentă, canalizare, adică absolut tot, există și potențial de dezvoltare. Repet, România nu mai poate fi privită ca o, mă rog, o țară multilateral dezvoltată. Noi trebuie să mergem acum pe zone de dezvoltare în funcție de ceea potențialul care ți-l oferă fiecare zonă. S-a greșit foarte mult după Revoluție și lucrul ăsta l-a făcut toată clasa politică și toate guvernele. Că vorbim PNL, PDL, PSD, absolut toți. Deci toate partidele au greșit distrugând sistematic economia care exista după anii 90. Acum este la zero. Dacă cineva își închipuie că poate să resusciteze ceva din economia veche, eu vă spun că se amăgește doar. În primul rând, avem niște norme de mediu asumate la nivel european prin tratatele de aderare, care ne, până la urmă, ne pun în postura de a construi o fabrică nouă decât să retehnologizăm sau să modernizăm una nouă, una veche. Și atunci trebuie să mergem pe situația particulară a fiecărui județ sau unei regiuni. Eu am înțeles. Cum ar fi Giurgiu? Cine i-a ținut pe oamenii ăștia atâta timp să nu facă ceva?
De fiecare dată, știți, astăzi într-o conferință de presă, îmi cer scuze că vă întrerup, am întrebat un medic care a participat acolo, domnul doctor Ladislau Pic, dacă în afară de lecitină mai există și un alt medicament care să stimuleze memoria. De ce am spus lucrul ăsta? Doamne, politicienii, în momentul în care apar în fața oamenilor, fac o serie de promisiuni. Promit oamenilor. După ce se văd în vârful ierarhiei, sau cum îmi place mie să spun, în vârful muntelui de Bălegar, uite, doamne, ce au promis. Nu cumva au nevoie de lecitină? Cam câte vagoane de lecitină le-ar trebui la oamenii politici? Nu cred că i-ar ajuta, cu tot respectul. Cred că singurul lucru care poate să-i ajute pe oamenii politici să nu mai uite ceea ce promit în campaniile electorale atunci când sunt aleși, și în general ne referim la cei care sunt aleși uninominal sau nominal pe o listă de partid, este electoratul. Dacă electoratul învață foarte clar exercițiul democratic, că poate fi dat în jos un ales local, că vorbim de primar, președinte de Consiliul Județean, parlamentar și așa mai departe, președintele României, orice ar fi el, că poate fi dat jos foarte ușor peste 4 ani de zile sau 5 ani în cadrul președintelui României, dacă nu și-a păstrat promisiunile, acest exercițiu democratic este cel care va ține în gardă un om care dorește să fie în continuare ceea ce este la momentul actual și îl va face să fie conștient că are nevoie să ține legătura cu populația, să înțeleagă nevoile și necesitățile oamenilor și să le aplice. Este singurul mod în care putem să facem acest lucru, pentru că este un mod democratic. Ne-am ales în anii 90 să mergem spre democrație și regula democratică ne spune că acesta este exercițiul prin care putem să arătăm populația, pentru că sunt în categoria cealaltă, poate să arate politicienilor acolo unde greșesc, cum greșesc și, da. Și să-i corecteze de fiecare dată, chiar dacă o să zicem că pentru 4 ani de zile, din păcate, asta este, au ales odată. Așa s-au pierdut. Din păcate așa s-au pierdut. 4 ani și alți 4 ani, poate mai mult de 4 ani și așa mai departe. Da. Spre rușinea mea, eu nu mai știu acum pe ce, cum se votează pe listă. De partid, la consilieri, nu, la parul numărul de primarul este ales, sau individual? Nu, vă spun, primarul este ales uninominal. Este singura funcție la alegerile locale care va fi aleasă uninominală. Deci primarul este ales uninominal, listă de consilieri locali. La Consiliul Județean se merge pe listă de consilieri județean, așa cum era până în 2008, și din rândul consilierilor județeni care vor intra în urma procentelor în cadrul Consiliului Județean, se va alege un președinte din votul celorlalți consilieri. Deci pentru Consiliul Județean va fi pe listă, iar nominal, iar pentru primar va fi uninominal. Asta vorbim de alegerile locale. La parlamentare s-a revenit la sistemul de listă, așa cum era de asemenea până în 2008. Să vă spun de ce v-am întrebat. Fie că se fac transhumanțe din astea, cum făceau oamenii înainte cu oile, știți, se duceau... Se fac și acum. Vă spun că am fost în zone montane unde am discutat cu oamenii despre transhumanțe, cu ciobani. Oamenii politici se mută de la un partid la altul. Ironia constă în faptul că pe listele alea apar totdeauna același oameni. Fie că sunt la PLR, fie că sunt la PSD, fie că au făcut un salt și au trecut la PNL sau eu știu la ce alt partid, dar sunt aceiași oameni. Dumneavoastră îmi spuneți mie, ca alegător care am un singur vot, să fiu foarte atent ce votez. Da. Iau lista și mă uit pe ea. Din cei 10, să zicem, care îi pune un partid, 9 nu-mi convin. Iau cealaltă listă, mă uit pe ea, aici nu-mi convin 5. Cum pot să aleg? Cred că răspunsul știți din întrebarea cum a spus-o. De regulă trebuie să alegem varianta cea mai puțin rea. Este de ce clar, suntem ca să, noi ca să mergem la exercițiul democratic pe care l-a spus dumneavoastră. Dar, repet, s-ar putea ca chiar oamenii vechi, care s-au regăsit și în alte partide, și este și cazul meu și mi-asum acest lucru și am spus-o tot timpul cu subiect și predicat. Transhumanța politică de care vorbiți dumneavoastră nu mai ține neapărat de doctrină. Am explicat foarte clar. În general, ne ducem acolo politic unde ne simțim mai bine, unde credem că ne este locul și putem să ne desfășurăm, să ne exprimăm mai bine, să ne punem strategia politică mai bine la punct. În schimb, legat de aceste liste, s-ar putea să fie 10 pe care îi cunoașteți din anii anteriori din politică, dar să vă convine toți sau să nu vă convine niciunul. Important este ca din acea listă poate aveți o persoană atât de reprezentativă și pe care o apreciați atât de mult, încât acceptați restul listei și votați pentru acel om. Dacă toți ceilalți sunt hoți. Este posibil lucrul ăsta.
Este posibil. Dacă dumneavoastră apreciați foarte mult un om, puteți să faceți și lucrul ăsta. Dacă apreciați și mergeți pe ideea, bă, unde sunt mai puțin hoți sau oameni pe care apreciez eu că sunt de o moralitate mai slabă, pe aia nu-i votez și votez pe alții unde sunt mai mulți oameni de calitate, poate fi și ăsta un criteriu. Dar să credeți că la un moment dat veți găsi o formațiune politică care să vă satisfacă 100% și să aibă în componență numai oameni de mare calitate, oameni reprezentativi, oameni onorabili, cred că nu veți găsi acest lucru, sau nu în perioada următoare în politica românească, pentru că oameni noi politici se creează foarte greu. Pot fi oameni curați, veniți în politică, intrați de curând în politică, dar care ei n-au pregătirea nici administrativă, nici politică să poată la un moment dat să facă parte dintr-o listă sau să conducă până la urmă vreo instituție. Bănicioi, Ministrul Sănătății, un tânăr. Pot să vă spun că băiatul ăsta mie chiar îmi plăcea, Bănicioi. De ce vorbesc de a trecut, vă spun imediat. Am aflat la televizor cu mătru, a făcut nu știu ce mișmașuri pe acolo. La care Bănicioi a spus că el nu știe nimic de ce făcea cu mătrul lui. Numai că telefoanele spun cu totul altceva. Că era în cunoștință de cauză de ce făcea cu mătrul. De ce spun de Bănicioiu și pentru faptul că dumneavoastră a spus că tineri. Și tinerii sunt formați lângă cei care sunt mai în vârstă, care îi deformează. Mai bine sunt deformați. Da. Știți ce se întâmplă? Eu am avut în experiența mea politică destul de delungată ocazie să stau lângă oameni care puteau să te formeze politic bine sau să te deformeze politic. Important dacă tu ai capacitatea să culegi de la acești oameni ce are bun și ce are rău. Pentru că și un om care, mă rog, în vârstă fiind, dar făcând politică de mult timp, are și părți pozitive pe lângă cele negative. Nu putem să vorbim de oameni care 100% au numai părți negative. Nu cred că există așa ceva. Important dacă tu ai capacitatea să selectezi din ceea ce el îți arată, din ceea ce el îți exprimă și trebuie să captezi ca tânăr politician, să-ți iei doar părțile bune. Cum de asemenea la un om care are foarte multe părți bune, trebuie să fie mai atent la el, să colaborezi mai mult și să începi să captezi aproape totul. Deci, repet, nu este neapărat, este și profesorul de vină, dar este foarte important ce face și elevul și cum captează, pentru că în momentul când intri în politică, tânăr la 20 de ani de zile, nu mai ești un învățățel de 7 ani de zile când intri prima dată la școală și ai așa, să spunem, mintea ca o cutie goală în care se poate pune orice. La 20 de ani de zile ai o mică experiență sau poate unul intră mai târziu după facultate, după ce termin facultatea. Mai trec un examen important al vieții. Acești oameni, acești tineri, au posibilitatea să selecteze. Eu, unul personal, cred că asta am făcut de-a lungul carierei mele politice cu oamenii cu care am lucrat. Și am lucrat, repet, cu foarte mulți oameni importanți, capabili, care au avut rezultate, care mai târziu au făcut greșeli și au plătit pentru ele și așa mai departe. Dar dacă ai capacitatea să te concentrezi doar la lucrurile bune pe care le face sau care le știe, la părțile pozitive, este posibil și stând lângă un om care poate să te deformeze sau să te formeze negativ, de fapt să te formezi pozitiv. Da. Într-o emisiune trecută, spuneați dumneavoastră de faptul că noi trăim într-o zonă din asta foarte bună pentru dezvoltarea agriculturii. Câmpia Bărăganului, lunca Dunării. Și ce se poate dezvolta pe lângă un silos din ăsta, o fabricuță de, eu știu, procesare și preparare și vorbeați dumneavoastră de un fel de depozite din astea unde să fie colectate fructele și lângă ele o mică fabricuță de conservare și care generează locuri de muncă și care poate fi aplicată. De ce vă spun lucrul ăsta? În 1994 lucream în presă când presa încă mai exista. Acum e un fel de chici din asta. Vedeți că sunteți în categoria asta și acum? Eu sunt unul dintre cei care așa mă consider. În 1994 fostul președinte, dacă nu mă înșel, Ion Iliescu, a venit cu ministrul agriculturii, însoțit de Dan Iosif, Dumnezeu să-l ierte, care era consilier cu probleme revoluționarilor. Și a fost la Suin, nu Suin Prod, îi spunea îngrășătorile de porci, și 1 și 2.
În cadrul conferinței de presă s-a vorbit despre un holding pe care ți-l creeze cele două iscipuri cu zona Gării de Nord, unde erau, unde sunt silozurile alea, cu abatorizare proprie, cu nu știu ce, cu o dezvoltare din asta la nivel de județ extraordinar de frumos expus. Singurul care în, de față cu președintele țării și cu miniștrii, Dan Iosif a spus așa: o să faceți doi draci. Bine. Din 1994 și până acum au trecut 21, da? 21. Da? E. Dan Iosif, fără să fie Nostradamus, a spus că nu se face nimic. Și nu s-a făcut. Nu s-a făcut în zona aia. Atenție, în Giurgiu avem două mari combinate de creștere a porcinilor care sunt trecutul la nivelul de IPPC de mari poluatori, adică însemnând că au peste 10.000 de capete fiecare dintre ele, una la Prundu și una la în zona la Valea Dragului, în localitatea Valea la primarul la, Cătălin Corp. Nu știu dacă primarul sau cine e proprietar, că da. Nu asta mă interesează. Și da, cealaltă la Valea Dragului. Gospodar Cătălin Corp. Deci, atenție, există în Giurgiu, într-adevăr, da. Nu există din fostul iscip care s-a demolat la nivelul la care se gândeau atunci și ce puneau ei în practică. 20.000 de capete într-un județ nu este foarte puțin, vă asigur. Da, ei vorbeau de un întreg sistem. Exact ce spuneați noastră. Da, corect, gândeau să facă un sistem din ceea ce aveau atunci. Da. Acum s-a făcut ăla. Câte locuri de muncă a creat la Prundu? Nu cunosc, dar normal ar trebui să aibă peste 100 de locuri de muncă. Nu, 100 de locuri de muncă, pentru că totul este automatizat acolo. Probabil, tehnologia este alta, da. Sigur, dar nu știu dacă... cred că au aproape de 100. Eu vroiam să vă întreb, când credeți că ideea dumneavoastră poate fi pusă în practică? În ani? În zeci de ani? Nu. Dacă vorbim de zeci de ani, nu mai poate fi pusă în practică. Și vă spun și de ce. Așa cum cei care au făcut la Prundu și dincolo la Valea Dragului au făcut pe fonduri europene, pentru că atunci Dan Iosif, Dumnezeu să-l ierte, și cu Ion Iliescu, și probabil că da, era ministrul agriculturii sau nu știu dacă era altcineva, dar cred că el era în perioada aia, își asumau să facă pe banii statului, pe bugetul statului aceste construcții. Spre deosebire de acea perioadă, acum România, românii, au posibilitatea să facă acest lucru pe bani europeni. Primesc o cofinanțare de până aproape de 80% pentru acest tip de activitate. Avem două exemple mari în județele noastre și am ținut să le menționez, fără să dau numele societăților sau cine sunt acționari, și putem să facem și altele. Trebuie să le mai avem perioade de implementare care să plece de la începutul anului viitor până în 2020. Dacă în această perioadă nu avem capacitatea necesară să convingem cât mai mulți investitori, cât mai mulți oameni care vor să dezvolte, să-i convingem prin punerea la dispoziție a unei infrastructuri, adică o garanție politică pe plan local că vor fi sprijiniți din partea Consiliului Local, Consiliul Județean, de asemenea că vor avea toate facilitățile acolo astfel încât să poată să-și dezvolte o perspectivă asupra afacerii, și este cel mai important să fie susținut și la nivel național prin, mă rog, un lobby absolut normal, nu prin trafic de influență, la acea autoritate, AFIR, care implementează astfel de proiecte, astfel încât să poată să se încadreze în aceste termene și să-și implementeze proiectul. După ce ai reușit implementarea, care este foarte greoaie, vă spun foarte clar, aproape că simți la un moment dat că îți vine să renunți. Am vorbit cu acești oameni care au dezvoltat acolo și asta îmi spuneau. Dar acum când au terminat, rodul acestei activități le dă satisfacții foarte mari. Pentru că și activitatea, de asemenea și profitul care îl generează o astfel de activitate, îți dă posibilitatea să ai o satisfacție comparativă cu munca care ai avut-o până acum. Dar dacă oamenii au fi susținuți de instituțiile statului și ar îndemna să facă acest lucru, cred că ar fi mai ușor să-i convingem. Vedeți cum vorbiți dumneavoastră. Chiar îmi place. Îmi place că sunteți realist. Dacă ar. Da, am spus clar. Dacă ar face-o. Adică nu știu. Dar de ce nu o face, doamne? Ce îi reține? Chiar nu pot să vă spun. De exemplu, în această perioadă am avut foarte mulți oameni care au avut nevoie să-i îndrum spre anumite instituții. Am făcut acest lucru, îi sprijini, voi sprijini în continuare. Aici cred că ar trebui făcută, până la urmă, o înțelegere generală între toate partidele politice la nivel local, astfel încât să stabilim prioritățile. Venim fiecare dintre noi cu idei și aștept ca inițiativa să aibă în primul rând cel care poate să facă acest lucru, Consiliul Local, Consiliul Județean. Mai puțin pot eu, din postura mea de ministru secretar de stat, să am o asemenea inițiativă pe teritoriul administrativ al primăriei Giurgiu sau al Consiliului Județean.
n-am nicio calitate. Dacă primarul sau președintele nu vrea, spune, bă, du-te și plimbă-te, că ne deranjezi. Da, dar puteți să purtați discuții cu ei la nivel politic. Am purtat de fiecare dată și le-am explicat că putem să facem acest lucru. Dacă iau asemenea inițiative și strâng la masă toți factorii politici, cei decidenții de la nivel național, și eu nu mă regăsesc printre ei și pot să aduc alți oameni aici care să-i sprijine și să-i îndrume, cred că putem să determinăm o serie de oameni de afaceri, de societăți private puternice care să vin să investească în astfel de activități. Trebuie să arătăm ce facilități avem, cum vrem să le folosim și ce le punem la dispoziție, ce sprijin există și mai ales că există o predictibilitate. Nu trebuie să teamă un investitor că dacă astăzi îi pune la dispoziție primarul Barbu, nu știu, o facilitate, în momentul când va pleca, nu știu, peste un an sau peste alți 5 ani de zile, cel care va veni primar în locul lui începe un război cu el. Trebuie să aibă o garanție din partea tuturor decidenților politici că poate să-și desfășoare activitatea aici pe termen lung fără să aibă vreun conflict cu un personaj politic la un moment dat. Nu știu în alte părți cum e. În alte părți e cum vă povestesc eu și mai ales în Ardeal. Da, la noi în Giurgiu, noi parcă toate lucrurile merg invers. Nu știu de ce. Dacă cine nu e cu noi e împotriva noastră. De exemplu, dacă unul care ocupă o poziție efemeră e într-o funcție oarecare și unul de la alt partid începe să capete mai multă notorietate și la alegeri poate să-i creeze probleme, imediat caută să-i inventeze ceva, să-i facă ceva. Spre exemplu, dacă eu am o firmă și colaborez cu firma dumneavoastră, e ipotetic. Iar cel care este pe poziția de lider vine și vorbește cu tata și zice, băi, cu ăla gata, ai încheiat afacerile. Dacă la nivelul ăsta am ajuns, vă dați seama că eu nu pot să cred că România își poate reveni nici cel puțin alți 25 de ani. Vă contrazic din nou, pentru că, repet, cunosc foarte bine realitatea în România la ora actuală, pentru că ea este, realitatea economică ține foarte mult de mediu. Aproape, cred că cu excepția micilor magazii care le facem de lemne, în rest nu avem nevoie de vreun document pe care să-l emită mediu. Din acest lucru cunosc bine realitatea economică și mă deplasez foarte mult. Chiar săptămâna trecută am fost plecat în zona Mureș-Arghita. Da, dar trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră din 24 de ore ajungeți acasă cam 2-3 așa. Da, nu cred că interesează telespectatorii. Mi-am asumat acest lucru. Oamenii trebuie să știe. Vreau să fac acest lucru, consider că, mă rog, pot să fac și am capacitatea până în momentul când voi simți că trebuie să renunț și o să fac, dar nu e cazul că încă sunt tânăr. Vă mai suportă, și, da, asta e altă discuție. Și vreau să vă spun că în alte zone ale țării nu există acest lucru și de-aia spun că decidenții politici, dacă s-ar așeza la masă în Giurgiu și ar da garanția celor care vin să investească, că indiferent ce se va întâmpla cu forma de conducere sau cine va conduce orașul, județul, vor fi sprijiniți? E utopic. Nu este utopic. Păi dacă altfel nu reușim să plângem. Dați-mi un singur exemplu în 25 de ani de zile ai noștri în Giurgiu, în care partidele politice nu s-au șuntat. Când și-au dat mâna să realizeze ceva? Ce au realizat în 25 de ani în Giurgiu? Din păcate, această luptă politică între partide, dar și interne, Giurgiu l-a ținut dezbinată. Dar asta nu înseamnă că trebuie să continuăm. Păi asta e ideea, nu trebuie să faci lucrul ăsta? Nu știu, printr-o clasă politică, sper eu nouă, nu în totalitate, care să înțeleagă realitatea giurgiuveană și să încerce să intervină asupra ei, să o modifice, să modifice în bine realitatea giurgiuveană, pentru că deocamdată nu este una bună. Vorbești din convingere. Cred că dumneata crezi în ceea ce spui. Iar eu, la rândul meu, cred ceea ce spui dumneata. Dumneata, dar eu mă lovesc de oameni zilnic. Dumneavoastră mai vedeți și alte zone ale țării. Știți ce, fără să vă supărați, știți ce faceți dumneavoastră acum? Subestimați puterea de vot și de alege a giurgiuvenilor de la anul. Giurgiuvenii la anul, părerea mea personală este că vor demonstra atât în Giurgiu cât și în județ, că vor avea capacitatea să aleagă astfel încât să le fie bine loc pe termen lung. Între oamenii care vor candida. Păi sunt aceiași. Nu e adevărat. Pentru primărie? Domnule, dar numai primărie e important. Și
Păi, în afară de primărie, Consiliul Județean? E un singur primar, păi, dacă consilierii sunt de alte orientări politice, primarul, oricât de genial ar fi, nu poate să facă mare lucru. Nu, aici aveți o teorie pe care probabil o să o lanseze primarul actual și cred că eu o susțineți fără să vreți. Nu, e adevărat. N-are nicio legătură. Consilierii... Primarul actual s-a beneficiat de susținerea consilierilor. Inițial au fost niște mici neînțelegeri și a încercat să la pace. Și a încercat să profite el de lucrul ăsta. Eu vă spun foarte clar. Consilierii în sine, mai ales după ultimele întâmplări, rețineți, aspectul general acela de a interveni în votul unui consilier nu va mai fi valabil. Nu va mai merge ca înainte să sune șeful de partid prin telefon să te întrebe cum ai votat la ala sau cum n-ai votat și de ce ai votat așa. De ce nu? Pentru că nu mai își permite pentru instituția abilitate ale statului care fac analize pe vot. Avem o situație concretă la noi în Giurgiu. Au fost oameni chemați la instituțiile statului și au fost întrebați de ce în 2010 sau nu știu când au votat într-un fel. Ce ne ascundem după deget? Tot Giurgiu știe lucrul ăsta. Că au fost anumiți consilieri locali chemați la București și întrebați din perioada 2008-2012 la Piața Centrală. La Piața Centrală și au fost întrebați de ce au votat așa. Cine le-a spus? Acum nu mai sunt, nu putea să întrebe? Păi nu știu acum cum se votează, ce le spune șeful de partid. Dar eu vreau să atunci. Poate o să apară peste 2 ani, peste 3 ani, peste 4 ani. Dar repet, aceste lucruri, fiind evidente și clare, nu o să mai își permită nimeni. La ora actuală și eu am un partid, 5 consilieri, împreună cu domnul Basangeac, 5 consilieri județeni și 2 municipali. Nu le-am spus și nu i-am spus niciodată cum să votez. Au discuții între ei pentru că sunt cu toții într-un același partid și trebuie să voteze la unison, stabilesc împreună strategia și votează cum vor. Fără niciun fel de discuție, pentru că trebuie să înțelegem că nu mai merge o impunere doar pe un interes al meu că sunt președinte, votează-mă tu cum vrei. Și puteți oricând să întrebați separat, că îi cunoașteți pe toți consilierii județeni și municipali de la ALDE. Deci nu mai trebuie să intervenim în votul lor, decât să avem discuții politice, strategii, obiective și pe acele strategii și obiective care le-am promis în campanie să lăsăm ca ei să voteze și să înțeleagă. Dacă nu cumva nu respectă acest lucru, putem să avem alte măsuri asupra lor. Dar dumneavoastră sunteți un caz special. Dumneavoastră credeți că senatorul Nicolae Bădălău, cu tot respectul pentru dumneavoastră, face sau mișcă cineva în partid fără să aibă aprobarea dumneavoastră? Nu pot să vă răspund că nu cunosc exact ce nu, face. Nu, dar eu putem cred... Putem să speculăm, să spunem da sau nu. Da, putem da, da, să speculăm exact. În ce sens, da, să spunem ori da, ori nu. Ceea ce văd, din ceea ce văd, și la ședințele de Consiliu Județean, și la ședințele Consiliului Local, se simte influența domnului Bădălău. Din conferințele de presă pe care dumnealui le are cu noi, dacă e să luăm pe urmă cum se votează, e extrem de simplu să realizezi că există o juncțiune. Acum depinde, nu urmăresc conferințele domnului Bădălău, dar depinde dacă el în conferință spune cu subiect și predicat cum o să voteze la un punct sau la altul. A, nu. Sau dacă dă nu niște, ceva, niște, niște naiv, traiectorii naiv. Generale. E un politic de 25 de ani, dumneavoastră. Păi, până la urmă niște traiectorii generale și dar niște strategii noi, generale. Nici noi, nici eu și nici colegii mei nu suntem naivi. Vă rog să mă nu, dar vă dau exemplu, și eu am făcut acest lucru. Când a fost votul legat de poliția locală, am spus înainte în conferința de presă că noi, ALDE, nu suntem de acord cu acest lucru. Asta e un caz excepțional. Ca acest lucru să voteze. Asta și... e un caz excepțional în care dumneavoastră ați discutat cu consilierii. Deci trebuie să ne asumăm și niște decizii de genul ăsta, pentru că, până la urmă, ăsta este rolul politicului. Cei care ajung în Consiliu, până la urmă, sunt oameni politici, aleși pe o listă politică. Dar una este să sunt pe la bă, votează împotriva asfaltării unei străzi, ca așa vreau eu, sau nu știu, orice alt lucru dacă benefic, nu e firma care sau, sau ajutoare sociale, că nu am eu pe nimeni pe listă, sau că nu e firma consulență care vreau eu. E o diferență foarte mare între asta și între a stabili dacă dai afară 30 de oameni sau 50 de oameni pe da. Niște decizii așa de genul este. Ăsta. Deci așa. Trebuie să le separăm puțin, nu trebuie să le amestecăm. Eu vă spun foarte sincer, așa văd eu lucrurile. Eu așa le văd și cel puțin la consilierii care i-avem noi la actuală în ALDE, așa procedăm. Și așa vom proceda și în viitorul mandat. Vă asigur de lucrul ăsta. Posibil să veniți cu niște oameni noi. Sunt la fi sigur, ați intuit bine. Și veți veni cu oameni noi. O să aveți surprize plăcute. Dar ce facem cu celelalte partide? Poate au și ei rezervă de cadre de oameni noi. Până la urmă și ei își vor căuta oameni noi. Și cred că vor găsi. Îmbinați cu cei vechi, că sunt partide mai mari și trebuie să țină cont și de oamenii vechi din partid. Nu poate să-i dea la o parte peste noapte. Am învățat ceva. M-a învățat Alexandru. M-a învățat Alexandru. Fiul dumneavoastră. Băiatul meu. Da. Să intru și să citesc presa străină. Eu, nefiind cunoscător de limbi străine, m-a învățat cum să traduc da, ce spune. Nu știți cum suntem văzuți noi? O țară de cozi, o țară de bandiți.
Aș vrea să-i contrazic. Păi îi contrazicem, vă spun eu. Păi haideți să luăm altfel. Eu vă spun că îi contrazicem. Haideți să luăm altfel. România, la ora actuală, pe zi ce trece, devine mai curată decât alte țări europene importante. Eu nu cunosc alte țări europene. Nu, sunt static. Trebuie să le eu și comparăm. Eu nu permit să mă duc în croaziere, nu-mi permit să plec în concediu. Nu, putem doar după internet, cum a spus dumneavoastră, fără să ne ducem în croaziere, doar după internet, cum a spus dumneavoastră. România devine, pe zi ce trece, o țară mai curată, mai stabilă și mai eficientă decât sunt alte țări. Pentru că instituțiile statului, vrem, nu vrem, noi își fac treaba, indiferent. Eu vreau să-i contrazic cu ăștia. Pe cuvânt de onoare, vreau, uite exact ce îmi spuneți dumneavoastră. Dar stau și mă uit. Și începem cu președintele Iohannis. De la un apartament a ajuns la două, la trei, la nu știu câte case, da? Nu știu dacă e adevărat sau nu. Eu spun ce scrie în presă. Dar da? nu trebuia să fie sărac în candidat. Mergem la primul ministru, da? Acuzat de plagiat, o fi, nu o fi plagiat, acum a băgat în niște dosare, da? Mergem mai departe. Vicepremierul, Gabriel Oprea. Dosar, am vorbit despre el, am scris. Acum, domnul Tăricianu, se încearcă și noi să-i se creeze un dosărel cu... Ei se caută ceva, dar nu da, prea... Da, legat de chestia aia cu mega dosarul ăla. O să discută de vreo un an de zile de treabă asta. Deci, da, mă rog, dacă e și îmi pare rău că n-am dat mie, nici nu e interesant, am așa, un tank de documente din care oamenii care ne conduc pe noi or fi, nu or fi, dar până nu faci foc, nu iese fum, care au dosare. Nu vă surprinde faptul că acum în Parlament și în combinație cu guvernul se încearcă să scoată o lege în care se poate apărea pe listă și ăia care au condamnări? Nu vi se pare ciudat? Am auzit discuția asta, dar în ce știu, nu există nicio inițiativă în cadrul Parlamentului, sunt doar speculații de presă. Până ori să apară, putem să spunem orice. Ce s-a speculat a apărut? Nu tot. Dar haideți să vă spun ceva. Știți care este diferența între noi și ceea ce spuneați dumneavoastră și cei de afară? Că noi am început, noi, instituțiile statului, am început să-i scoată afară la lumină și să arate niște lucruri, care unele se verifică sau nu. Că nu tot ce se arată de către parchet, DNA, se verifică sau nu. Spre deosebire de cei de afară care au grijă să le țină ascunse, să le țină acolo jos de tot. Au vorbit de Berlusconi fără niciun fel de rezerve. Păi nu, Berlusconi, după cât timp s-a vorbit de Berlusconi? După 10 ani de zile în care a condus Italia și a făcut ce a vrut în guvernul Italiei. S-au adus aminte de el după 10 ani de zile când... Păi și ei nu știu cam tot așa și-au adus aminte. După ce și-au făcut Cheagu, unii s-au adus în pușcărie un an de zile și pe urmă stau acasă fără să mai... Percepția noastră despre România că este o țară de hoți este creată de ceea ce se întâmplă de 5 ani de zile și mai ales în ultimii 2 ani de zile cu instituțiile statului care funcționează la o capacitate mare. Că de multe ori greșesc. Deci Microsoft ăsta e o glumă? Nu știu dacă e o glumă. Chiar n-am eu detalii să vă spun dacă e o glumă sau nu. Ăsta mi-am adus aminte acum. Da, nu știu dacă e o glumă. Dar, repet, faptul că și instituțiile statului câteodată și asumă unele lucruri și încearcă să le demonstreze și nu le ies, probabil că au acolo și anumite defecțiuni. Dar, în general, pe ce s-a mers până acum, au avut rezultate. Faptul că România, în sfârșit, este o țară democratică în care instituțiile statului, precum DNA-ul, parchetul, sunt total independente și aproape că ajung la un moment dat să dicteze și politic. O fi independent. Acum, așa ar trebui să fie. Noi sperăm să fie independente. Sperăm ca jocul politic până la final să nu fie amestecat cu cel juridic și invers. Nu, uitam la judecători care au făcut și ei câteva matematici. Da, am văzut mai nou, m-a surprins că domnul Papici, și am și citit, care mulți îl vedeam ca un mare specialist de asemenea în penal și un om foarte corect și moral, a văzut că are niște probleme fantastice. Și atunci? De asemenea, acel judecător care l-a judecat pe, sau nu, procurorul care l-a acuzat pe Voiculescu. Nu mai rețin exact numele lui. Greșeala din cazul Arinca și așa mai departe. Și atunci ce face? Faptul că o femeie, doar că a fost expusă mediatic și anumite partide politice au arătat greșeala care s-a făcut cu ea, o duce probabil pe acea femeie în postura de a fi condamnată. Este un caz extrem de grav din punctul meu de vedere, la care s-ar putea să asistăm la prima dovadă de abuz de putere al acestor instituții ale statului legate de cazul Arinca. Dacă ați văzut foarte clar, au redeschis dosarul, a contestat redeschiderea dosarului și s-a respins.
Acea femeie va fi judecată din nou după ce îi se închiseze cu rezoluție definitivă și irevocabilă. Irevocabilă, da. Deci asistăm la un lucru senzațional de grav. Nu știu. Ce doar... se întâmplă, domnul Toma? Asta e. Eu îți spun încă o dată și te rog să nu mă iei de om din ăsta care încearcă să fie prea pesimist, prea... Nu. Dar eu am nevoie, eu și oamenii care ne privesc, au nevoie de o garanție. Exactă garanția de care vorbeai dumneavoastră, care nu o poate oferi nimeni. Să vină investitorul și politicienii noștri să-i poată garanta investitorului că îi asigură un climat de liniște. Ar trebui prin Constituție și prin legile actuale garanția în primul rând să fie statul. Statul și statul de drept în general a bunăstării cetățenilor României. Că de multe ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta, sunt de acord. Dar totuși am o rugăminte la dumneavoastră. Luați ultimii 3 ani de zile din 2012 până acum și puneți în balanță lucruri pozitive care s-au întâmplat și lucruri negative. Și putem să ne întâlnim la următoare emisiune în care să le discutăm și pro și contra. Domnul. Eu vă spun că cele pozitive depășesc cu mult lucrurile negative care s-au întâmplat în această perioadă. Și nu spun neapărat acest lucru pentru că sunt reprezentatul guvernului. Eu sunt reprezentatul guvernului de puțin timp. Eu spun lucrul ăsta pentru că este real. Chiar s-a întâmplat lucrul ăsta. Vreau să vă spun următorul lucru. Și vă dau dreptate. S-au mărit salariile. Da? S-au reîntregit și unele s-au mărit. Chiar astăzi, la Consiliul Județean... S-au reîntregit pensiile... Chiar astăzi, la Consiliul Județean, la aparatul propriu s-a mărit cu 12%. S-a mărit cu 12%, da? Da, și la Consiliul Local o să fie la fel. Bun. E un lucru bun. Nu, spuneți așa, s-au reîntregit pensiile, s-au reîntregit salariile, s-au mărit pensiile, s-au mărit salariile, dacă vorbim strict de partea de pensii și salarii. Bun, am înțeles. E un lucru nemaipomenit de bun. Eu mă bucur când aud de mărire de salarii. Dar Consiliul Județean și Primărie, ca să poată aplica aceste măriri, nu cumva va fi nevoit să mărească taxele și impozitele? Nu. Păi din ce surse plătește, domnule? Nu, pentru că... Ce le face la primărie? Nu. Efortul bugetar când se calculează, se calculează pe resursele la nivel național. Colectarea, și nu întâmplător vă spun lucrul ăsta pentru că am stat de vorbă cu șeful, directorul de cabinet al președintelui ANAF, colectarea în România a crescut, să zicem, pe primele 7 luni de zile, că aici putem să ne comparăm, încă nu s-a tras linie pe a 8-a, pe primele 7 luni de zile față de anul anterior, cu 4 miliarde de lei, aproape 1 miliard de euro în plus s-a colectat. Care e un nimic, practic. Nu e adevărat, 1 miliard de euro în plus. La cheltuielile pe care le avem noi ca stat, 1 miliard de euro. Nu, anul trecut ne-am închis foarte bine și n-am avut niciun fel de deficit, de asemenea am fost pe creștere economică. Asta vreau să vă spun. Avem 1 miliard în plus pe care putem să, doar, repet, doar până la, doar pe luna asta. Dacă luăm comparativ, pe primele 7 luni de zile avem în plus 10 miliarde. Aproape 2 miliarde jumate de euro. Banii ăștia pot fi folosiți pentru lucrurile astea. Nu Consiliul Local și Consiliul Județean vor suplăta doar din bugetul propriu, pentru că aceste sume le vin din cotele defalcate de TVA și pot plăti aceste măriri, pentru că le vin cote mai mari de la nivel guvernamental, dar la nivelul guvernului. Da. Mă gândeam la următorul lucru. Când a spus dumneavoastră că s-au încasat bani mai mulți. S-au încasat datorită faptului că ANAF a început să-și facă mai bine treaba. A început să prezeze oamenii să-și plătească datorii. Asta e o măsură. Da. Dar asta nu este o măsură de revigorare a economiei. Nu asta revigorează economia, domnul. Asta este o măsură care pe o perioadă determinată de timp poate să aducă un plus valoare, dar la fel de adevărat e că în următoarea perioadă poate să scadă. Nu. Nu? De ce nu? Vă spun și de ce. Reorganizarea ANAF-ului s-a făcut în paralel cu o serie de măsuri economice luate de către guvern. Revigorarea ANAF-ului n-a însemnat că a presat, să spunem, cei de bună credință care își plăteau taxele și impozite să și le plătească mai repede sau altfel, pentru că oamenii și le plăteau oricum. Revigorarea ANAF-ului înseamnă scoaterea la suprafață a acelei economii negre subterane care exista până acum. Uh-huh. Pe lângă ANAF și o serie de măsuri, precum reducerea CASE-urilor pentru angajați și angajatori. De asemenea, impozitul pe profit. Acum reducerea TVA-ului la produsele de bază și acum, de la 1 ianuarie, reducerea TVA-ului în general. Aceste lucruri fac ca economia neagră, care tot timpul s-a vorbit că e asta aproape dublă, adică cât există PIB-ul României pe alb, pe hârtii, există și negru, pus în oglindă. Am reușit în economia neagră și să reușește din economia neagră să se scoată aceste sume și ele să fie aduse la lumină și să fie impozitate până la urmă și banii să se ducă la... Și când o să terminăm cu economia asta subterană, economia asta neagră, sursele vor crește până la un anumit nivel,
Dar dacă economic noi nu ne dezvoltăm și nu facem nimic, acești bani la un moment dat vor rămâne la același nivel. Nu au cum să mai crească. Deci dacă am scos economia subteran, da? Da. Și am ajuns la maxim, nu mai există economie subterană, lucrări la negru și oamenii sunt cinstiți și își plătesc dările la stat, la un moment dat atinge un vârf. De acolo nu mai are nici cum să crească, posibil să scadă, dar de crescut în niciun caz. Domnul Mandu, economia în general nu este liniară. N-are păi dar economia, tocmai despre asta vrem să vorbim, că economic dezvoltarea noastră e zero. În afară de creșterile economice pe consum, noi nu avem noi fabrici, nu avem uzine, nu avem noi nimic. Creșterea economică nu a fost pe consum. Creșterea dar pe ce a fost dată? Nu, creșterea economică în România a fost dată datorită exportului. România în ultimii ani de zile a reușit, pe lângă Dacia, care este cel mai mare exportator, a reușit să exportăm corte foarte mari din agricultură. Deci toate produsele agricole, mare parte, nu știu, 80% conform unei statistici din ele, pentru că noi oricum avem capacitatea de producție agricolă mai mare decât am consumat, toate, majoritatea acestor produse agricole au fost exportate. România a exportat foarte mult, pe lângă mașinile de la Dacia, foarte mult în agricultură. Și aici vorbim de diferite produse agricole. Acest lucru a contat în creșterea economiei, nu consumul nostru. Din contră, consumul nostru ne face să scădem din comparația creșterii economice și din PIB. Păi de ce să scădem? Creștem. Dacă eu mă duc și vin cu bani din afară, am muncit în Spania, la Căpșuni, și vin cu 1000 de euro și cheltuiesc în România, nu-i creștere în consum? Ai o creștere în consum, dar nu o creștere a economiei. Păi nu, eu mă refer din ce acolo, acolo poate genera o inflație eventual. Noi. Putem să generăm o inflație mai mare. Eu chiar cred că lucrurile se pot îndrepta. De dragul dumneavoastră. Dar, nu neapărat al meu. Dar vă rog să mă credeți. Credem lucrul ăsta pentru copii, domnul nu știu, în primul rând. Domnul Tom, aveți copii, aveți o fetiță extraordinară. Să vă mulțumesc frumos. Doamne, dacă nu se mișcă lucrurile, și continuăm în ritmul ăsta în care practic din progres am mers în regres, nu să facem niciodată nimic și copiii noștri, al meu e mare, are deja 25 de ani. Unde să duc copiii ăștia? Ce perspectivă le oferim? Nu încerc să vă scot vinovat pe dumneavoastră. Vă rog să mă credeți că nu sunt chiar așa de dus și, cu blut. Și dacă dar sunteți politician și trebuie să vă asumați lucrurile. Trebuie făcut ceva, trebuie pus piciorul în prag. Eu vă întreb altceva. Credeți că poate România să mai scape de caracatița asta în care suntem? Da. Sunt convins. Prin două metode. Prima care se aplică zilnic, aceea a instituțiilor statului, și a doua prin votul electoratului. O să vedeți o generație total nouă, atât la legile locale, cât și parlamentare. Eu îmi doresc lucrul ăsta. Nu, o să vedeți concret. Vă spun, sunt mulți oameni care nu vor să mai poată să candideze, efectiv. Nu mai pot fi aleși și puși pe liste pentru că nu mai pot. Legislația nu le va mai permite. Asta vreau să vă spun. Știți ce vreau să văd eu la oameni ăștia? Dom'le, i-a ales. A apărut ca necunoscuți, ne-au spus ceva și i-am ales. Ca să poată să vină să apară în fața mea din nou să mă duc să pun ștampila, ar trebui să-mi arăte ce a produs el în cei 4 ani. Și să vină... Un bilanț. Un bilanț. Să vină și să spună, dom'le, în ăștia 4 ani de zile eu am realizat următoarele lucruri. Intenționez să mai fac nu știu ce și vă propun să mă votați. Dar când ei nu vin cu nimic din ceea ce au făcut și vin și vorbesc despre alte promisiuni, de ce n-aș mai vota pe ăla, domnul tău? Chiar dacă un nu știu, primar sau președinte de Consiliul Județean în funcție nu-și face un bilanț înainte de nouă campanie, va fi nevoie să-l facă în timpul campaniei, pentru că ceilalți competitori, da, contracandidații lui, vor intra în competiție și îl vor obliga prin discuțiile care le vor avea, să-și facă un bilanț și să arate ce a făcut pozitiv, ce a făcut negativ. Dezbaterile politice, dezbaterile electorale, oamenii nu le vor mai agrea pe cele cu jigniri, cu atacuri personale sau sub o altă formă, ci vor agrea acele dezbateri politice pe ceea ce s-a făcut, ce se poate face, soluții concrete, când se aplică, ce măsuri luăm, ce oameni promovăm și vor fi mai puțin dispuși să tolereze atacurile și jignirile între noi. Eu sunt convins de lucrul ăsta și o să îmi dați, într-un fel, satisfacție când o să recunoaște și dumneavoastră după campania de anul trecut, în luna iunie. Acum. Nu puteți acum pentru că ceva. Nu suntem în campanie. Vreau să vă spun ceva. Tocmai datorită faptului că am înțeles că nu se va mai da acum bani galbeni, negri, verzi pe la colțuri, politicienii singura armă pe care o vor avea va fi atacul direct asupra celelalte persoane. Eu vă spun îmi place să cred, domnul tău, îmi place să cred
că dumneavoastră, politicieni, puteți fi contracandidat, dar în egală măsură prieteni. Pentru că eu îmi doresc să nu fie așa, o campanie murdară în care să se înceapă cu abjectități, cu atacuri la familie, cu... E urât. Și eu sper la fel și eu sunt convins că așa va fi. Dar sau vreau... dacă nu va fi cel care va face asemenea lucruri, va fi scos din calculul politic automat. Asta vă spun eu 100%. Oamenii îl vor scoate din calculul politic pentru că nu mai agrează tipul de campanie agresivă și destructivă care să meargă pe atacarea celorlalte la punctele care de regulă nu se atacă. Nu, poți să spui despre activitatea mea profesională. Și eu, dacă am fost secretar de stat, poate să mă analizeze un competitor de-al meu în orice campanie ce am făcut și ce n-am făcut. Dar nu e corect să vorbească de familie, de copil și așa mai departe. Tare mi-e teamă. Tare mi-e teamă că se va ajunge aici. Eu vă spun sigur că e cel mai urât lucru care se poate întâmpla și cea mai urâtă campanie. Mi-e teamă de campania care urmează. Cine va face lucrul ăsta va pierde 100%. Nu. Sincer vă spun că n-am apucat să vă întreb nimic din ceea ce vroiam să vă întreb. Dar am vrut să fie o discuție mai mult între doi giurgiuveni decât între un politic, ministru, secretar de stat, Toma Petcu și Neamandu. Mi-am dorit să fie o discuție liberă și cred că am realizat lucrul ăsta. Sima. Și că dumneavoastră ați reușit să le redați oamenilor puțină încredere că există posibilitatea ca într-un termen relativ scurt, nu ne hazardăm să spunem cât, lucrurile se pot îndrepta și oamenii vor putea din nou să fie mândri. Dar știți de ce le dau încredere? Pentru că în primul rând am încredere în ei, că au capacitatea în acest moment să aleagă exact ce este bine pentru ei. Au această capacitate, sunt convins 100%. Și nu mă refer neapărat să mă aleagă pe mine sau pe cineva din alte, ci în general vor avea capacitatea să aleagă cea mai bună soluție politică și administrativă pentru ei. O vor face. Vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea să răspundeți invitației mele. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Și sper să ne dea Dumnezeu sănătate și poate ne mai vedem și vinerea viitoare. La revedere!